Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit, vă spun, la ediția din această seară a emisiunii În Obiectiv, o ediție în care vom discuta despre ultimele subiecte cu care v-am ținut atenția în aceste zile. Sunt subiecte care vin din zona administrativă. Cel mai dureros, să spunem așa, cel mai grav, este situația de la Reagicele Pașcani, pentru că se preconizează, să spunem, după declarațiile domnului primar, ca în perioada următoare furnizorul de gaz să sisteze gazul metan către operatorul local. Mâine este programată o ședință la Consiliul Local în care, înțeleg de la din ceea ce am văzut pe pagina de Facebook a primăriei Pașcani, e o ședință în care se propune alocarea unei noi sume de 300.000 de lei pentru plata în avans a subvenției, oarecum o măsură prin care administrația locală înțelege să compenseze diferența pe care Reagicele Pașcani trebuie să o achite în avans pentru plata facturii pentru luna decembrie. Pentru că trebuie să fac remarcă, așa cum a fost făcută și ieri la ședința de Consiliu Local, ceea ce interesează strict clienții Reagicele Pașcani, noul operator, noul furnizor de gaz a solicitat plata în avans a facturilor și nu a acceptat o altfel de colaborare cu Reagicele Pașcani, actualul furnizor de agent termic și de apă caldă. Tot de asemenea, mai discutăm în această seară și despre cum anume se poziționează administrația locală în perspectiva unor măsuri care vizează atât reorganizarea activității din cele două piețe din Pașcani, dar și care ar trebui să fie, spunem așa, prioritățile pentru anul 2019. Începem, practic, o discuție și pe marginea proiectului de buget pentru anul următor. Va fi foarte greu, asta este extrem de clar, pentru că administrația locală trebuie să găsească resurse și soluții pentru conectarea la rețele proprii de energie termică, să spunem așa, a unităților de învățământ, a instituțiilor publice, dacă nu se vor găsi acele soluții prin care se reorganizează activitatea de la Reagicele și se eficientizează oarecum acest serviciu public. Discutăm în această seară cu Marius Pintilie, consilier local, președintele PNL Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Am transmis invitații astăzi concomitent și pentru reprezentanții Partidului Social Democrat. Nu am primit niciun răspuns către domnul Sorin Olariu, nu am primit niciun răspuns către domnul primar și către doamna viceprimar, nu am primit niciun răspuns la aceste invitații pe care noi le-am transmis. Asta pentru că tocmai ieri s-a întâmplat un eveniment mai puțin plăcut. Toată lumea înțelege presiunea care apasă pe administrația locală și pe Consiliul Local atunci când vorbim despre un subiect, dar eu nu cred că cineva care stă acasă în fața televizorului sau chiar oricare alt consilier local ar trebui să înțeleagă presiunea la care îl supune primarul prin comportamentul pe care îl are în ședințele de Consiliul Local. Am văzut o ieșire oarecum necontrolată, total nepotrivită pentru discuțiile din spațiul public. Domnule Pintilie, mulțumesc că ați acceptat invitația în această seară și aș începe chiar cu acest subiect. Ați aflat dumneavoastră, probabil, că mâine aveți o ședință și alocați din nou 300.000 de lei pentru Reagicele. Spunem noi că este o intenție bună a administrației. Mai este și un rest de alocat din ultima sumă pe care administrația locală trebuia să o vireze către Reagicele Pașcani, dar grija pare a fi chiar pe acea temă că există în continuare riscul ca furnizorul de gaz să lase clienții Reagicele fără căldură și apă caldă. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Așa este, mâine avem o ședință de îndată anunțată astăzi. Mâine la ora 9 vom avea ședință. Mai avem o ședință vineri la ora 10, o ședință extraordinară cu subiecte legate și de Reagicele. Este o situație ciudată astăzi la Pașcani cu Reagicele-ul, dar din păcate este o situație pe care noi am tot semnalat-o că va urma să se întâmple. Din păcate, administrația actuală, domnul primar, doamna viceprimar, dar și cei de la RAGCL, n-au înțeles ce urmează să se întâmple. Am mai avut o situație la fel acum 4 ani de zile. Mi-am adus aminte și am văzut chiar și o filmare într-o ședință de Consiliu Local. Acum 4 ani de zile, tot așa, am avut o lună de zile în care am rămas fără
Mai puțin de o lună. Mai puțin de o lună, fără energie termică. Da? Tot așa, pentru că nu s-a reușit corelarea și găsirea unor măsuri în așa fel încât să preîntâmpinăm acest blocaj. Când am ajuns în blocaj, cel mai rău este când n-au înțeles ce se întâmplă, deci n-au înțeles fenomenul. Și măsurile luate pentru deblocarea situației au fost dintre cele mai greșite. Ca să fiu și mai bine înțeles, dacă se chinuiau să găsească soluții care să ducă din mai rău în mai rău, exact soluțiile care le-au luat ei trebuiau găsite. Deci, în loc să înțeleagă că furnizorul precedent de gaz, da, cel care a furnizat gaz până în luna noiembrie, a fost totuși un furnizor de bună credință care a așteptat la plată facturi și 60 de zile și 70 de zile, da? Și cu omul ăla a spus foarte corect în momentul în care intri în sezonul de iarnă. A spus, domnule, vină cu plățile la zi, pentru că vine iarna și vei avea facturi mari. Dă-mi banii dinainte ca să știu și eu măcar că ți-ai achitat din urmă facturi poate din lunile mai, iunie, iulie. Da? Să intrăm în sezonul de iarnă, dăm bănuții și după aia din momentul în care începi să facturezi mai mult pentru că produci căldură, apă caldă pentru cetățeni, atunci eu o să te aștept cu plățile. Ei n-au înțeles fenomenul ăsta și au zis, domnule, lasă că îl lăsăm pe ăla, îi tragem țeapă. Îl lăsăm, noi mai dăm banii și luăm un furnizor nou. E o decizie, economic vorbind, total nepotrivită, pentru că mai devreme sau mai târziu furnizorul de gaz cu care am încheiat relația în condiții total dezavantajoase pentru Pașcani, se va îndrepta către regie. Exact, dar știți ce se întâmplă? Deci, regia a mai făcut așa, a lăsat un furnizor de gaz cu datorii, EONU, acum 4 ani de zile, 3 ani, 4 ani de zile. Vă dați seama că furnizorul nou care a venit acum a zis, doamne, la EON le-a tras țeapă. La celălalt care a fost înainte, nu știu cum se cheamă, le-a tras țeapă din nou. Da? Păi, stați o leacă, că ăștia de la RGC-le Pașcani nu sunt oameni serioși. Și atunci, dacă vor gaz, știți ce le facem? Da. Bani în avans. Da? Pe 1 decembrie, eu le fac factura. De cât le fac factura? De 1 milion de lei, nu știu, de 500.000 de lei. Voi îmi dați bani. Da? Și când se termină de acolo, din factura din care mi-ați plătit-o voi gazul, dacă vreți gaz în continuare, iară trebuie să ne dați bani. Vedeți dumneavoastră cât e de simplu. În loc să-l accepti pe ăla care îți dădea o lună de zile gaz și după încheierea lunii te mai aștepta încă 30-45 de zile, tu ai ales un furnizor care spune toate banii înainte, da? Atâta ai cumpărat, când s-a terminat, trebuie să bagi și din nou bani. Că altfel nu primești gaz. Și acum suntem în situația în care acei bănuți care s-au plătit în avans către furnizorul nou de gaz se termină. Și furnizorul spune, mai vreți gaz luna asta de decembrie ca să încălziți apartamentele pășcănenilor? Da, mai băgați bani. Peste greșeala asta, ce au făcut? În momentul în care au blocat regia o lună de zile, cred că o lună și vreo câteva zile, vă dați seama că ei în luna aia n-au produs nimica. E ca și cum eu la mine la magazin am nevoie din casări, am nevoie să fac treabă, să vând și eu o lună de zile mă duc și închid ușa. Zic, domnule, eu nu mai vând luna asta. Păi în luna aia în care tu nu produci, tu trebuie să plătești salarii, nu trebuie să plătești toate lucrurile care sunt de acolo. De unde iei bani dacă n-ai în casările astea? Bun, dacă îmi spuneți că au blocat regia, la ce vă referiți dumneavoastră? Păi, au blocat regia, au închis regia. Dacă ei au rămas o lună de zile fără producție, așteptând să schimbi furnizorul până ce să negocieze, până ce s-au dus directorul de la RGCL la primărie ca să ia lumină de acolo, să-i spună ce să facă, cum să nu facă. Mai exact, fiți mai... Păi, să înțeleg, s-a dus la domnul primar și la domnul administrator public. La cine s-au dus? Că ei hotărăsc acolo. Da? S-au dus acolo, probabil, și au zis, domnule, uite care treaba, eu... am nevoie de bani, cum fac? Și au zis, domnule, îți spunem noi cum faci dacă tot banii vin de la noi. Că ei hotărăsc astăzi, majoritatea în Consiliul Local este PSD. Ok, această discuție, acest subiect,
cum că cetățenii care sunt încă îmbrașați la sistemul public au rămas fără căldură, fără apă caldă o lună de zile pentru că au existat discuții și negocieri mai oficiale, mai neoficiale, că trebuie să admitem și acest lucru. Deci părerea mea este pe surse au ieșit foarte multe variante, cum că fostul furnizor era de acord să prelungească o înțelegere cu primăria și cu RADCL-ul, doar dacă exista o comunicare și o discuție. Am ajuns acum să plătim un furnizor de gaz cu 30% mai mult și suntem în impas. Deci au luat, cum să vă spun, au luat greșeli, au luat măsuri tardive, iar când le-au luat tardiv, le-au luat și greșit. Asta este punctul meu de vedere. Deci s-au trezit cu un furnizor de gaz nou, care, bineînțeles, eu nu pot să condamn furnizorul de gaz. Furnizorul de gaz își face treaba perfect. În sensul că el zice, domnule, eu trebuie să fiu sigur că nu mă trezesc și eu că vă dau gaz și că nu mi-l plătiți. Pentru că i-ați mai făcut și la el azi dinainte, da? Și atunci furnizorul de gaz este îndreptățit să pună condiții. Tu dacă vrei bine, dacă nu, nu. Altcineva n-a mai venit, să știți. Deci în momentul în care au renunțat la furnizorul vechi, altcineva în afară de furnizorul actual n-a mai venit. N-a fost, ca să zicem așa, un fel de competiție, să fi venit vreo 3, 4, 5 oferte. Au venit mai multe oferte, dar ați văzut ce oferte erau? Cu plata în avans chiar și până la 1 milion de euro. Da, nu știu, asta probabil cu alte garanții, cu alte lucruri. Deci eu știu că a venit furnizorul și actual a fost ales acest furnizor. Ce să-l facem acum? Mai mult decât atâta, nici prețul nu este corect, domnule. Deci știți că epopeea prețului, da? Prețul fundamentat bine de către cei de la RADCL era de 525. Cu acele pierderi induse, cu tot ce a mai fost, așa era, cum să spun eu, gândit 525 prețul corect. Economic, vorbim. Economic, poate era și mai mult. Noi nu am fost de acord, noi liberalii nu am fost de acord ca să facturăm creșterea asta de preț direct în facturile către populație. Da, că este că le-am important. Spus, domnule, stați un pic, deci voi din mâine vă treziți de la, cât era? Era 400, faceți prețul 525. Păi voi creșteți prețul peste noapte, dublați facturile la Pășcăneni și vă așteptați ca noi liberalii să vă susținem în treaba asta? Păi dar Pășcănenii n-au nicio vină, domnule. Dar ați fost acuzați că ați acționat politic. Am acționat politic, păi dar n-am cum să mă duc în fața Pășcănenilor și spun, știți ce, da, au dormit în papuci 4-5 ani de zile, n-au fost în stare să facă prețurile care trebuie și eu acum trebuie să mă duc să mă asociez cu PSD-ul care nu și-a făcut treaba. Păi n-am cum să fac treaba asta. Dacă ei conduc acolo primăria și ei n-au făcut ce trebuia la timp, să-și asume guvernarea, domnule. Ei sunt cei care conduc Pașcaniu de 6 ani de zile, nu mai spun că la primărie este și un salariat care ar trebui să-și facă treaba. Eu cred că își face dacă îi spui ce să facă. Deci nu problema este cu salariatul, este cu cel care conduce primăria. Pentru că cel care conduce primăria trebuie să spună, domnule, ce facem totuși cu regia asta? Că se debranșează lumea, pleacă lumea de aici, mai avem centralele alea sunt performante, nu sunt performante, le facem, le dregem, bun prețul. 10 de adrese din partea RADCL-ului către primărie, ca să facă, ca să accepte, ca să modernizeze, să facă un turn, că stă să cadă peste oameni, un coș de fum, vreau să zic, să facă niște racorduri între centrale, ca să facă o eficiență între ele, nimica. Și după 6 ani de zile se trezește domnul primar și vine și zice, domnule, știți ce? Da, de mâine cât vă costa încălzirea la apartament? 200 de lei, da, bun, să faci 400. Și noi ce să facem? Să fim de acord cu domnul primar? Bine, nu, practic n-a fost pusă problema pe tapet, era... Nu, deci l-am lăsat pe domnul... Consecința deci, creșterii. Exact, păi l-am lăsat pe domnul primar să-și ia meritele, între ghilimele, da? Adică trebuie să înțeleagă lumea că... După aia o să spună, știi, că și liberalii au condus primăria. N-am condus noi, că nu avem nici majoritate în Consiliul Local. Nici eu nu sunt primar. Da? Primar este altcineva. Explicați ca să înțeleagă oamenii că nu că nu sunt oameni pricepuți, dar explicați-le oamenilor de ce PNL-ul este blocat, de ce partidele de opoziție sunt blocate în relația de colaborare cu primarul. Dar nu este și blocat cu... nimic. Haideți să vă... Foarte simplu să înțeleagă oamenii. Deci... De ce spuneți dumneavoastră că trebuie să-și asume PSD-ul. De ce spuneți dumneavoastră că ceea ce spune PNL-ul nu găsea rezonanță în executiv? Când vin alegerile locale, să aleg două lucruri. Să alege primarul și Consiliul Local. Corect. Corect. Simplu. Da? Cineva trebuie să câștige.
Nu există o guvernare, o conducere, așa vin vreo 2-3 și fac pe rând. Cineva trebuie să câștige acolo. La primar a câștigat Dumitru Pantaze foarte bine, așa au hotărât pășcănenii, nu comentez, da? În Consiliul Local a câștigat PSD-ul, pentru că ei au luat 10 voturi. Adică tot primarul. PSD-ul, zic eu, da? 10 voturi, liberale au luat 8. Și mai avem consilierul Sorin Olariu, da? Deci ei sunt 10 la 8. Mai mult decât atât, acei 10 asigură majoritatea din totalul din 19. Deci, acei 10 hotărăsc ce prețuri sunt la RAGCL, la căldură, la transport, ce bugete se votează, care sunt investițiile care se fac în oraș, care sunt costurile la acele investiții, care este organigrama primarului, care este structura primăriei, care sunt consiliile de administrație, pilare, regii. Da? Deci și consiliul ăsta local este foarte important. Mai mult decât atâta, este foarte ușor pentru ei acum să lucreze, pentru că e mai greu dacă ai primarul de o culoare și consiliul local de altă culoare, că ajungi la un conflict, știți? Consiliul local hotărăște ceva, după care primarul trebuie să pună în aplicare. Dacă primarul ar fi de altă culoare, probabil ar fi niște fricțiuni acolo, știți, ca să nu se întâmple, să zicem. Dar ei au tot, au și primăria, au și consiliul local. Deci ar trebui să meargă șnur. Bun, când spuneți că au tot, ce înseamnă asta? Eu aș putea să trag o concluzie și mi-astră, dacă aveți argumente, vă rog să mă contraziceți. Că pot veni doar ei la lucru și apoi să stea acasă? Deci rolul nostru este astăzi în Consiliul Local cel de opoziție. Adică, în primul rând, noi trebuie să fim un fel de câini de pază. Deci noi nu avem posibilitatea efectiv să întoarcem lucrurile. Lucrurile propuse, proiectele propuse de primarul Dumitru Pantaze ajuns în Consiliul Local se votează la foc automat prin majoritatea pe care o are. Dar noi totuși, cei din opoziție, trebuie să ne facem datoria, în primul rând, de monitorizare. În sensul că, dacă acolo sunt lucruri care nu sunt oportune, nu sunt bune pentru oraș, mai simplu, dacă sunt lucruri care nu se par ilegale, să semnalăm și să spunem, aveți grijă că acolo nu e legal, că acolo se dă prea ieftin sau e prea scump sau putare. Deci noi facem treaba noastră de opoziție. Da? Bun, cum comentați intervenția domnului primar pe subiectul cu RAGCL-ul? Atunci când am spus că așteaptă soluții de la toți consilierii locali cu privire la RAGCL. Când este importantă pentru domnul primar opoziția? Sau când este important pentru domnul primar, hai ca să nu eu cu opoziția, aș plau altfel. Opinia consilierului local, că eu ieri când domnul primar s-a exprimat vis-a-vis de subiectul cu RAGCL-ul, eu mă așteptam că este un mesaj transmis tuturor consilierilor locale, adică inclusiv celor din PSD. Nu doar o invitație la dialog către PNL. Cu noi, da, sau... cu noi, da. Deci am văzut că... Aș fi vrut să văd o reacție atât a dumneavoastră a PNL-ului, cât și a celor din PSD. Eu, în primă fază, vă spun sincer, în momentul în care Dumitru Pantaze a zis, domnule, mă aștept de la Consiliul Local să vină cu soluții, cu aia, mă gândeam că se adresează celor care pot să pună în practică soluțiile. În sensul că au votul, au numărul necesar de voturi ca să-l voteze o soluție, da? Dar am văzut, după aia se uitau la noi și am zis, primul gând am zis, păi da, de 2 ani de zile tot spun, nu e în regulă, faceți așa, faceți așa, faceți așa. Și primarul Dumitru Pantaze ce spune? Hai, domnule, vin, mă, dai mie lecții acum, că știm noi ce avem de făcut. Noi suntem la putere acum. Domnule, dar vezi că te duci în gard cu ea. Te duci direct în gard, nu-i direcția bună. Nu, domnule, ești dumneata populist, pintilie, okay, bun, îți faci campanie electorală. Ok, bun, dar întrebarea mea a fost altă, domnule Pintilie. Cum comentați atitudinea domnului primar, care ieri avea nevoie de opinia tuturor consilierilor locali și altădată nu are nevoie, deci pentru acum, care vot asigurat? El acum își dă seama cât de gravă este situația. Da? Și acum încearcă un pic să se scuture, așa, știți, să zic că stați, domnule, că nu eu. De fapt, stai la că consiliul ăsta, RAGCL-ul ăsta, cui? A consiliului local, da, bun. Deci s-a rezolvit consiliul local. Așa gândești. Eu cred că un pic șmecherește, da? Deci nu putem spune că Dumitru Pantaze nu pricepe. Pricepe foarte bine, om deștept. Știi exact cum funcționează lucrurile, că a fost și viceprimar, și consilier local, și primar 6 ani de zile. Și nu avem cum să spunem, domnule, știi că nu-și dă seama. Știi exact ce se întâmplă. Dar vrea să o dea pe consiliul local. Numai că eu i-am adus aminte că, domnul primar, dumneata ești și președintele PSD Pașcani, domnule. Cum eu sunt președintele PNL Pașcani, dumneata ești președintele PSD Pașcani.
Dacă președinte era altcineva la PSD, discutam cu el. Dom'le, ce face majoritatea din Consiliul Local referitor la REAGCL? Faceți bine, nu faceți bine, facem așa, așa? Aveam o discuție cu altcineva. Primarul era separat, că era treaba de primărie, ca să zic așa. Mai simplu să vă explic. Dacă eu aveam majoritatea în Consiliul Local, da, deci PNL-ul avea 10 voturi acolo și PSD-ul avea 8, atunci răspunderea la ce se întâmplă de la cu REAGCL-ul era a mea. Pentru că eu aș fi propus și votat prețurile, bugetele, investițiile. Cum vă făceați calculele? Că asta e foarte scurt, deși s-a discutat de foarte mult timp, dar vreau să înțeleagă oamenii. Matematica e simplă, că domnule. Toți oamenii spun că și în Consiliul Local, vedeți, domnul primar are această atitudine verbal vorbind, eu nu spun că este una pe care o și pune în practică. Domnule, că sunteți zică contra, că doar contestați. Spuneți-mi cum să teau lucrurile acolo. Care era viziunea PNL-ului? Hai ca să o aflăm încă o dată. Facem și o să dezbat subiectele astea până când se discută din nou proiectul de buget. Chiar dacă domnul primar nu o să vrea și cei de la PSD o să refuze. Dar o să discutăm cu cine vrea să discute. Bun, mă întorc înapoi cu 2 ani jumate. Când am intrat... Dar simplu, foarte, fără complicații. Foarte simplu. Deci când am intrat în mandatul actual din 2016, am vorbit cu colegii mei liberali, am spus, domnule, văzând ce s-a întâmplat 4 ani de zile înainte, da? Eu sunt convins că pe mandatul ăsta o să ies o belea cu siguranță la fiecare din cele 3 societăți. Preservapa e deja ai pichituci. În sensul că i-a luat obiectul de activitate, e nimic, nici nu mai contează, ei nici nu știu ce fac acolo. Recuperează 2-3 creanțe, da? După care, Salubritatea s-a hotărât din 2010 să plece la Iași, da? Și se vede că nu se face nimic la Salubritate. Și am zis, cu siguranță vor fi probleme și acolo. Da, cu siguranță vor fi probleme și la REAGCL. Și atunci am propus, cu toate că ne-au comentat și ne-au cântat în toate felurile, am propus, domnule, știți care e chestia? Haideți să mergem noi, consilierii locali, și am invitat și pe cei de la PSD, haideți să mergem noi la regiile astea și să vedem o leacă mai binișor ce se întâmplă acolo. Ce fac directorii, ce gândesc cei din Consiliul de Administrații și ce putem face în așa fel încât să anticipăm treburile astea. Eu m-am nimerit într-o comisie cu alți 2 colegi liberali pentru că PSD-ul a zis, domnule, noi nu mergem. Da, a fost și un vot de la PSD pentru aceste comisii. Doamna, deci, Liliana Perțu a votat pentru... A votat pentru că era logic demersul nostru. Dar am zis, domnule, hai să mergem să vedem, să ne ajungem să avem probleme. Și doamna Perțu a considerat că demersul este bun, dar i-am invitat și pe ei. Am zis, domnule, nu mergem numai noi liberali, hai să mergem toți, facem, uite, 5-5-5, da? Și mergem la regii, mergem în Consiliul de Administrație, stăm de vorbă cu oamenii, vedem centralele, vedem... eu știu, mașinii de transport, vedem depozitele care le au, stăm de vorbă acolo, vedem, domnule, ce putem face? Spuneți, mai simplu, poate aveți o jenă în Consiliul Local sau poate vocea voastră nu este auzită, că vine doar directorul. Dar hai să mergem noi acolo să-i auzim pe oameni. Domnule, nu, da, bine, bun, mergeți numai voi. Bine, domnule, mergem numai noi. Și am împărțit liberalii și cu Sorin Olariu, 9 fiind, 3 acolo. Eu m-am nimerit la REAGCL. Și m-am dus o săptămână de zile la REAGCL și am luat-o cu domnul director, cu domnul director tehnic, cu contabilitatea, cu departamentul de transport, cu departamentul de administrare blocuri, da? Și stă de vorbă și am întrebat cum faci, ce faceți, ce programe aveți, cum funcționați, care, cât dați pe motorină, cum arată cauciucurile la mașină, cum e ala, așa. Am văzut cam ce se întâmplă acolo. Mi-am făcut o părere și am scris un raportel și l-am depus la Consiliul Local. Și lumea a râs de noi. A, îți vine voi acum cu rapoarte, cu... Dar soluțiile sunt acolo, domnule. Bunii, rele. Domnule, cât m-a dus pe mine capul de consilier local, cât m-am priceput, eu m-am stat acolo și am zis, domnule, uite care treaba. Trebuie făcut prețul corect. Că dacă n-ai prețul corect, nu te încadrezi în costuri, da? Trebuie luate niște măsuri de administrație, în sensul că trebuie desprinsi de REAGCL, pentru că, de termie, pentru că termie asta merge greu și ai pe cap ANAF-ul, blocat toate conturile, trebuie să desprinzi de acolo transportul. Și administrarea de clădiri, eventual și, să zicem, partea de instalatori. Am avut o situație astăzi cu un utilaj, un mijloc de transport, care într-o
intersecție circulată din oraș, chiar dacă nu vorbim despre un mijloc de transport al unei instituții publice genului AGCL, din cauza faptului că nu aveam învelope, situație concretă cu care se confruntă și cei de la AGCL pe partea de transport, deși vorbim despre segmentul care este cel mai profitabil la momentul actual, s-a dus, s-a intrat în curtea unui agent economic, știm ce s-a întâmplat acolo, ferească Dumnezeu, bine că n-a fost cineva pe trotuar, bine că n-a fost altceva mai grav. Victime, nu? Nu sunt victime, dar totuși, oricând un mijloc de transport de la AGCL poate fi în situația celui care a fost astăzi pe străzile din Pașcani. Corect. Și atunci am zis, domnule, haideți să facem niște chestii tehnice, da? În sensul că trebuie făcute inelii de recirculare la apă caldă, pentru că se debranșează lumea, pentru că stai câte jumătate de oră, dai drumul la apă caldă și nu vine apă caldă. Și atunci îți pui întrebarea, băi, dar eu plătesc acolo preț de apă caldă pe apă rece? Bun. Haideți să vedem centralele alea care nu sunt încărcate, să zicem, cu randament, da? O centrală trebuie să funcționeze undeva peste 80% încărcare termică ca să ai randament, da? Investiția aia să se merite. Cazanele alea, eu știu, arzătoarele alea sunt dimensionate într-un anumit fel pentru o producție. Poți să faci 30%. Haideți să facem cumva să cuplăm câteva blocuri care au rămas acolo, cu câteva blocuri care au rămas acolo, să facem în așa fel, eu vorbesc de 2016, da? Haideți să vedem în zona vale, haideți să mergem la instituțiile astea, școli. Da, să vedem la școli. Dom'le, cum aveți nevoie? Că nu aveți nevoie de căldură. Nu aveți nevoie de căldură noaptea. Pentru că noaptea, nu-i nimeni în școală, aveți nevoie de căldură ziua. Deci, sunt tot felul de probleme, atât tehnice, atât administrativi, dar și economice. Era un set de măsuri acolo, cât ne-am priceput noi, l-am pus în raportel și eu mi-am făcut datoria de consilier local, că de-aia m-a votat lumea și mă plătește cu 700 de lei pe lună. Și m-am dus acolo și am zis, domnule, uite, la AGCL, ăsta este raportul nostru, la pagina 26-27 aveți alea 10 soluții pe care le-am gândit noi. Astăzi suntem într-o situație cu care nu s-a confruntat nimeni și am avut o emisiune, cred că acum 2 luni de zile, a fost fiul fostului primar al Pașcanului, Neculae Rățoi, Dumnezeu să-l ierte, care a spus că niciodată nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Pașcan era renumit, domnul Marius. Era renumit, tocmai asta vreau să înțeleagă. Cum de am ajuns în această situație în care cei care au puterea de decizie nu au înțeles pericolele la care suntem expuși? Este rușinos, este regretabil pe de o parte că ajunge probabil și se discută peste tot că nu e căldură la Pașcani. Este regretabil că sunt oameni care nu-și plătesc datoriile, dar poate sunt oameni care cu adevărat sunt săraci, care nu au cu ce să-și plătească facturile, poate au rămas din anumite motive în urmă cu plata facturilor. Sunt oameni de bună credință care își achită facturile și stau în frig și stau fără apă caldă și stau în condiții inumane. De ce acum, iarna, discutăm despre ceea ce ar fi trebuit să se întâmple primăvara sau vara? De ce? Deci, pentru că nu interesează. Dacă toată lumea le spune din timp și ei să facă, n-aud, că ei se pricep și știu ei ce au de făcut. E clar, deci nu este o preocupare. Eu nu pot să cred că Dumitru Pantazi sau Gică Zanet nu sunt oameni capabili. Eu sunt convins că sunt oameni capabili pentru că au niște experiență în spate și s-a dovedit că pe firmele care administrează au reușit să facă profit. Dar trebuie să te preocupi subiectul ăsta, adică trebuie să te duci acolo la primărie și să zici, domnule, hai să găsim o soluție, hai vin încoace, mai cheamă un specialist, mai cheamă pe unul, pe altul. Așa o leș, las că vedem noi, las că mai vedem noi, las, poate vine cineva și... Nu, deci nu e de glumă. Sunt atâția oameni, sunt 2500 de apartamente care așteaptă căldură de la AGCL. Ai școlile care așteaptă căldură de la AGCL. Au stat școlile în toamna asta cu calorifere electrice pe la grădiniță, stăteau cu calorifere electrice în priză și erau cei de la mentenanță, se uitau la tablou acolo, dacă nu se înroșește vreo siguranță, că fiecare încăpere avea câte un calorifer în priză. Deci asta este, de ce am ajuns aici? Am ajuns pentru că nu interesează, au alte preocupări, nu știu cum gândesc ei că ar trebui administrat un oraș. Eu mă mir că încă mai au susținători, lumea îi mai... Cred că îi apreciază, domnule, faptul că îi mai lasă pe frig din când în când pe Pășcăneni. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă, dar... Bun, foarte scurt, într-un minut. Care este, din punctul meu de vedere, vina administrației locale pe acest subiect? Dar v-am spus mai devreme, deci... Concluzia finală asta era.
Concluzia finală este că astăzi trebuie să o rezolvăm. Nu se pune problema acum nici de partid, nici de nimic. Deci, acum trebuie să le dai bani celor de la care îi furnizează gazul, să furnizeze gaz, să trecem iarna. Deci nu mai are importanță. Banii de unii pot să vină, că nu vine nimeni să-ți dea bani așa de dragul de a-ți da bani. Banii pot veni doar din Consiliul Local și doar din preț. De asta facem ședință, în sfârșit facem ședință de modificare de preț în, în ziua de vineri. De asta facem ședință mâine din dată ca să le dăm prin rectificare de buget, să le deschidem capitol acolo bugetar, să aibă de unde să se facă plățile. Deci, acum, cum să vă spun eu, pompieristic, așa, strângem focul. Că arde. Și acum, când arde, nu te mai gândești, domnule, stai ce o să fac eu. Acum trebuie să strângi focul. Da? Să rezolvi situația. Pășcănenii vor ca în iarna asta să stea în căldură. Din primăvară vom vedea. Noi vom veni cu un set de propuneri mai actuale. Deja am comunicat o parte din ele. Nu suntem de acord, de exemplu, să se închidă toate centralele termice din orașul Pașcani. Suntem de acord ca să rămână și în zona deal și în zona vale, măcar una, două, una deal, una vale, două, nu știu, să vedem, în așa fel încât măcar școlile să aibă căldură, cum să spun eu, de la centralele astea care sunt în picioare, care funcționează. Ce rost are să o închizi asta aici și peste două străzi mai încolo să faci alta mai mică ca să încălzească școala, când eu am deja funcțională. Da, asta este o grijă pe care cu adevărat trebuie administrația locală să o preia efectiv de la 1 ianuarie. Acum nu mai ai cale de întoarcere, nu poți da vina nici pe cei care nu-și plătesc, nici pe cei care... N-ajută cu nimic acum. Cu nimic. Acum m-ați întrebat și eu v-am răspuns. Exact, dar da, astăzi, corect. Până la urmă, că e vinovat X, că e vinovat Y, chiar nu are nicio importanță. Noi o să mergem în ședință, o să votăm în așa fel încât să... Chiar dacă nu stă în puterea noastră, repet, suntem în minoritate, dar e gestul pe care îl facem ca să... fim de acord cu rezolvarea situației. Pe da? De altă parte, mă așteptam ca Pașcanul în această situație disperată, având în vedere că avem o ordonanță de guvern din anul 2006, care nu este pusă în aplicare, care s-a pus în aplicare în alte localități, mă așteptam astăzi să facem o documentație prin inspectoratul școlar județean, prin prefectură, prin Consiliul Județean, să cerem un ajutor de urgență pentru plata gazului în avans, dacă se impunea acest lucru. Dar, nu știu, am stat așa și am așteptat. Facem efectiv investiții păguboase. Nu-ți dă nimeni dacă ai excedent bugetar. Deci dacă te duci la guvern și spui că am nevoie de bani ca să plătesc gazul, bineînțeles că orice guvern din lumea asta, indiferent de culoarea lui politică, nu o să spună nu-ți dau bani ca să plătești gazul, ca să stai în frig. Toate guvernele vor da bani pentru oameni ca să încălzească, pentru că este inuman în secolul 21 iarna să n-ai căldură. Deci toată lumea o să dea. Dar dacă el se uită pe excedentul bugetar de la primăria Pașcani, zice, băi, dar voi aveți 6 milioane în cont, mă, băieți. Păi nu știu, asta cu excedentul e așa și așa, știți dumneavoastră cum e, nu? La ședința trecută nu mai era excedent bugetar, s-a cheltuit. La ultima ședință, când a venit rectificarea bugetară, a apărut excedentul bugetar. Eu vorbesc pe declarație domnului primar, nu sunt declarații publice făcute. Deci... contul de execuții la decembrie, la 7 decembrie, am înțeles, sau la 6 de decembrie, arăta că acolo sunt 6 milioane de lei, da? Contractate. Într-adevăr, pe investiții, deci nu pe funcționari. Că sunt contractate toate, că nu sunt contractate, vor fi plătite, când vor fi plătite, rămâne. Dar când te duci cu documente la București și el se uite, zice, măi băieți, dar voi stați cu 6 milioane în cont și vii la mine și îmi ceri banii, păi iau un milion de la tine de acolo și plătești facturile care le-ai de plătit. Bun, da, pe de altă parte stau și eu și mă întreb așa, totuși, încercai, făceai o măsură de presiune asupra guvernului, domnule. Dar de ce n-au mers să rezolvi problema cu ANAF-ul, domnule? Stă ANAF-ul, păi nu, asta zic. AGCL-ului asta vreau să zic. De ani de zile, proces. Să scoți în fața acea ordonanță de guvern care păi atârnă foarte greu de gâtul regii. Corect. Păi sunt sufocați, sunt strânși de gât acolo la regii cu ANAF-ul. N-au voie să folosească conturi în bancă, umblă cu cash toată ziua. Au trimis cei de la ANAF scrisori de poprire la toți pășcănenii clienții RAGCL, da? Toată lumea s-a speriat, domnule, unii plătesc banii, plătesc la ANAF, plătesc la RAGCL. Vă dați seama starea asta de confuzie așa și de nesiguranță? Cum să te gândești tu la anul să mai rămâi client la RAGCL? Adică cel care este astăzi client și are un bănuț, se gândește, măi, n-am,
din la anul trec sărbătorile, trebuie să încep să pun bani deoparte pentru că trebuie să-mi pun în centrală, că nu vezi că ăștia în frig. Vedem ce e de făcut cu cei care nu-și permit, că sunt pensionari care n-au, domnule, bani, adică au o pensie de 700, 600, 1000 de lei și abia trec de pe lună pe alta, cu mâncare și cu medicamente. De unde să-l pui pensionarul ăla să scoată el 7-8.000 de lei să-și pună centrală? Cu racord de gaz, cu autorizări, cu... Plus că e foarte greu, adică e un pic de birocrație, să pui pe toți ce se face, să avem 2.000 de cereri la Eon de racordare într-un an de zile? Cine ne face treaba asta? Nu știu, nu vreau acum să mă gândesc cum da. Să fie. Trebuie să o gândim, de asta zic, trebuie să o gândim cumva, să zic, dom'le, hai să o facem etapizat, hai să facem un plan de acțiune. Hai planul ăla de acțiune, eventual să-l afișăm și să-l spunem la pășcăneni. Domnilor, asta e situația la REA GCL. Dar uitați, anul ăsta facem așa, anul următor facem așa și în 2, 3, 4 ani de zile o să o închidem dacă e cazul sau o să păstrăm doar 2-3 chestii din ea. Restul, haideți să vedem, vă descurcați, vă mai ajutăm noi cumva ca să facem cumva să trăim în normalitate, toată lumea să aibă căldură. Nu pot să nu aduc în discuții ce s-a promis în campanie electorală, bani pentru achiziția de centrale, dacă va fi cazul, chiar direct către cetățeni, discuții, negocieri pentru reabilitare termică, pentru e scris în programul domnului primar, e scris, nu știu, asta chiar nu pot să o înțeleg, nu aș vrea să o pun acum în contrapartidă cu situația de astăzi, dar este regretabil că ajungem în final de an și începem și ianuarie, hai că poate luna decembrie o închidem și mai găsim niște bani și plătim la furnizor, dar în ianuarie va fi foarte greu. Știți cum făcea Dumitru Pantazi în consiliul local? Ca și cum cineva l-ar fi blocat, l-ar fi, nu știu, l-ar fi, domnule, știți, haideți să vedem cum facem, vă rog frumos. Deci nu este nimeni să-l blocheze acolo, nu este nimeni care să-l contrazică, afară de noi liberali, da? Dar cei care să-l susțină, are în echipa de 10 consilieri pe care se sprijină 10 voturi, nu are 7. Are 9, 10. Domnul Pintilie. Că doamna viceprimar nu poate să voteze pe subiectele cu RCL-ul. Vine Sorin Olariu și completează al 10. Am zis de PSD, că are 9 consilieri pe acest subiect. Deci asta vreau să zic, că el uită cumva, știți, ca și cum el e doar primar și nu, știți, nu cumva, știți, veniți cu soluții. Eu când l-am auzit, v-am spus, nu știu dacă țineți minte. Am zis așa, domnul primar, dacă dumneavoastră recunoașteți acum că nu aveți soluții, eu le mai spun o dată pe alea care le-am zis. Și a recunoscut, este filmarea. Da, domnule, nu am soluții, domnule, nu mai știu cum să fac. Și cu astăzi cum a apărut soluția? Dar ne-a chemat, eu mă așteptam a doua zi să chemi consiliul local, după toată scenatea de acolo, să chemi, domnule, hai, uite, ce facem? Zici tu, cum, ce părere ai? Zici tu ce părere ai? Hai, care-i treaba? Hai, lasă, vedem noi cum facem. Zi măcar ceva, să, uite, culeg de la fiecare o idee și după aia văd eu ce fac. A făcut nimic, tot de capul lui a făcut. A convocat ședință din dată cu rectificarea care trebuie și a făcut ședință extraordinară pe vineri, tot cu soluția care o crede el. Deci, noi, liberalii, când mai contăm? Sau contăm? Sau chiar? Nu cumva e așa un pic de, doar de fațadă, știi? Dom'le, ce se mai zbate, Dumitru Pantazi? Sunt măsuri, sunt demersuri la care administrația locală recurge și mă refer aici la acele creșteri salariale pe care acele bonusuri de 15-20%, 50% pe care și-l-au acordat pentru că au accesat acest proiect european care încă nu-i pus în aplicare. Dar, vedeți dumneavoastră, asta este probabil, cum să-l cunoaștem, cadoul de Moș Crăciun, premiu pe care administrația locală și-l acordă pentru că a reușit să semneze un contract european în ultimii 6 ani de zile și trebuie să primească ceva, e greu să cred. Dar, pe cealaltă parte, oamenii trebuie să înțeleagă că nu există resurse financiare pentru a acoperi anumite deficiențe. După pot pauză, să completez și eu? Da, vă rog. Haideți ca să... Deci, pe proiecte europene, dacă sunt oameni care muncesc acolo, eu n-am nimic împotrivă. Domnule, uite, în mod normal, asta era fișa postului, lucrează fonduri europene, e o chestie mai deosebită, să atrag bani pentru comunitate. Haideți să găsim o metodă. Probabil și legea asta intenționează, domnule, le mai dăm un plus acolo, 200-300 de lei la salar cât revin la fiecare. Încercăm dar să, eu... Mă scuzați, concomitent cu ce vreți dumneavoastră, îl contactăm pe domnul primar. Vă rog. Nicio problemă. Vă ascult, până răspunde dar domnul primar. Dar eu, primar,
care, pe lângă salarul care îl primesc de acolo, am și o datorie morală față de cetățeni, că am fost în fața lor și am cerut votul. Doamna viceprimar, la fel, este consilier local și a cerut votul în fața cetățenilor și a spus, domnule, eu o să mă ocup, să aduc fonduri europene, să fac aia. Deci, normalitatea după mine era așa. Oamenii din aparatul de specialitate care au lucrat pe proiecte, n-au decât să primească bănuții aia. Dacă au reușit să atragă și vedem că este semnat contractul, îi merită. Eu, primar, viceprimar, pentru că am și o datorie morală, ar trebui să mă abțin de la chestia asta. Ar trebui să spun, știi ce, da. E, am să iau și eu banii, dar știi, de când? De la 10-lea proiect european pe care îl implementez, ca eu vreau să demonstrez până la urma urmei că nu pentru bănuțul ăla în plus acolo, mia aia de lei, am venit eu la primărie și am făcut eu proiectul european. Eu am făcut proiectul european pentru că am fost în fața oamenilor, domnule, și am privit în ochi și le-am spus, domnule, votați-mă pe mine. Asta făceați dacă erați primar? Bineînțeles. Dar era, vă spun, deci aș fi intrat în pământ de rușine. Stau acolo să mă duc la oameni, le-am cerut votul, fac și eu un proiect european și după aia mă duc acolo, mă uit la câteva sute de lei că... Na, ca să mai fi 200-300 de lei acolo, să iau și eu. Nu se poate. Scurtă pauză. Ne întoarcem să continuăm discuția cu celelalte subiecte. Am revenit în studioul emisiunii noastre. Continuăm discuția cu invitatul din această seară, Marius Mintilie, consilier local din partea Partidului Național Liberal, președintele formațiunii la nivel local. Am transmis invitații astăzi și către grupul de consilieri PSD, către domnul primar, către doamna viceprimar. Nu am primit niciun răspuns până la ora la care se difuzează emisiunea din această seară. Am discutat în prima parte despre situația de la Readucele Pașcani, despre măsurile propuse, despre ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Sperăm ca acele soluții de care are nevoie Readucele-ul, mă refer aici financiare, nu mă refer la alte soluții tehnice, pentru că ele vor fi foarte greu de pus în practică, să fie identificate în perioada următoare și cetățenii care sunt încă îmbrașați la sistemul public să reușească să depășească această iarnă. Semnele de întrebare rămân ulterior, după ce vom ieși din sezonul rece, ce se va întâmpla cu regia locală, dar este ușor de anticipat dacă e să ne raportăm la prețul pe care îl plătește acum pentru gazul metan furnizat de către noul operator, cu 30% mai mult față de fostul operator local. Deci, oarecum, ne îndreptăm către un colaps. Nu vreau eu să fiu cel care spun că ar trebui să luați niște măsuri organizatorice la nivel de condomenii sau de imobile în care locuiți, dar acolo cu siguranță ne îndreptăm dacă nu vor fi soluții tehnice în prima parte a anului și să nu ajungem din nou prin vară să discutăm despre comisii, despre analize, despre proiecte care trebuie puse în practică și intrăm din nou în iarnă cu aceeași problemă. Cel de-al doilea subiect cu care vă țin atenția în minutele următoare este cel cu privire la activitatea din cele două piețe. Am scris în aceste zile, foarte mulți mi-au spus, domnule, am văzut interesul, suntem de acord, chiar agenții economici din piața din Deal și cei din piața din Vale mi-au spus că ar fi vrut și ar fi dorit să-și dea cu părerea atunci când vine vorba despre ceea ce trebuie făcut în modul de organizare a activității. Avem piața din Vale care știm că este într-un proiect. Mi-aduc aminte că la ședința trecută doamna viceprimar a spus că în decembrie vom avea studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pe ordinea de zi a Consiliului Local, ceea ce privește planul de modernizare a pieței din Vale. Nu s-a întâmplat nici la ședința de mâine, care este o ședință din dată, nu-l avem, nici la ședința extraordinară care este programată pentru vineri, dar nu asta este o soluție. Dacă acum câțiva ani agenții economici veneau cei din Vale pentru că nu știau ce se întâmplă, unde vor fi mutați, care le vor fi viitorul, pe platoul pieții, iată, și cei din zona de ala au venit la ședința de ieri, au încercat să obțină câteva răspunsuri, a fost amânat proiectul, dar eu tot nu cred că se va îndrepta, să spunem așa, ca și soluție către o variantă care să fie în favoarea agenților economici. Eu cred că sunt de foarte bună credință agenții economici care sunt în piața din Deal. Nu cred că primăria i-ar fi tolerat pe respectivele suprafețe fără să nu-și achite
contravaloarea chiriilor, așa cum s-a întâmplat pe acea porțiune de stradă Eugen Stamatie, care a fost eliberată de o săptămână de zile, după ce și dumneavoastră, domnul Pintilie, și domnul Halzan de la PSD au spus că nu arată prea bine zona respectivă. Eu chiar am tăcut atunci, să știți. Deci eu subiectul acolo cu zona din piața din deal îl cunosc foarte bine, zilnic sunt acolo. Eu la acea ședință, credeți-mă, pe acel subiect n-am spus niciun cuvânt. Până la urmă, eu mi-am luat-o cumva. Știți, când am plecat de la ședință, domnule, ca și cum eu aș fi zis, eu am făcut. Eu n-am făcut absolut nimic acolo. Ce s-a întâmplat la acea ședință este că primarul Dumitru Pantazi, surprins așa de subiect, îl cheamă pe Menegon. Și spune, ce spun mă băieții ăștia aici? Că a vorbit și domnul Haldan, a vorbit și Claudiu Bodoașcă. Ce spun băieții ăștia aici? Și cu chioșcurile alea de acolo. Nu plătesc ăia? Și era de față cu mine, că stau la 4-5 metri de mine, la masa de consiliu local. Și spune, domnule, dar ăia nu-s pe platouă piețe. Păi și dacă nu-s pe platouă piețe, ăia plătesc ceva acolo? Păi nu știu. Aia de la patrimoniu spun, nu, domnule, nu plătesc. Ce era să fac? Și am zis, primarul, păi, de mâine dați afară de acolo, dacă nu plătesc, dacă nu-i pe platouă piețe. Vă dați seama cât de unii suntem acum? Deci a descoperit așa un lucru, păi, dacă nu plătesc, să plece. Nu l-a interesat până acum să vadă, domnule, hai să mă dau și eu jos o leacă din mașină, să mă duc și eu în piață acolo, să văd și eu aici, pe platouul ăsta din fața halei. Acești comercianți care vând aici, plătesc ceva, nu plătesc ceva? Deci, decizia de eliberare acolo a fost a primarului, dar cumva pe bună dreptate, mi-e pare rău pentru comercianții aia, eu nu știu, dacă poate ei au plătit, poate au dat banii cuiva, dar poate banii n-au ajuns unde trebuia. Erau și niște chioșcuri care nu mai aveau activitate acolo. Am înțeles, eu nu știu care-i treaba. Și unul din chioșcuri aparținea societății Legume S.A., care între timp a ajuns unde a ajuns. Am înțeles, dar ideea este că tu îți dai seama la un moment dat, domnule, știi, am o porțiune de stradă acolo cu 5, 6, 7, 8 chioșcuri, o parte închise, o parte funcționale și eu acolo nu știu care e situația. Mie mi se pare o foarte mare bătaie de joc, vă spun sincer. Deci, acum, sunt oameni după care... ce i-au dat afară, toată lumea, mai ales zvonistica PSD, s-a dus în piață și a zis, domnule, Pintilie v-a dat afară de aici, care el interese, care el nu știu ce interese. N-a făcut absolut nimic. După care, în Consiliul Local, chiar eu m-am bucurat când am văzut-o pe doamna viceprimar, că spune, domnule, acolo, în fața halei, părerea mea, așa a spus doamna viceprimar, ar trebui făcut un sens unic de intrare cu ieșire între blocul H și L1, da? Pe lângă farmacia veterinară, o ieșire pe sens unic și cu parcare. Eu, ca cetățean, orice cetățean din orașul Pașcani și nu numai, care vine la piața din deal, unii parchează, domnule. Exact în intersecția Eugen Stamatie cu Cogălnicianu, unii se parchează acolo, că n-ai unde. Acolo e un măcel. Duminica nici n-ai pe unii să treci și nici n-ai unii să parchezi. Toți locatarii de la blocurile de acolo, de pe Eugen Stamatie, toată lumea se caută să găsească un loc de parcare într-o duminică. Deci acolo, pentru piață, pentru magazinele din hala centrală, pentru spațiile comerciale de la blocul H, unde au fost finanțele publice acolo sau mai sunt, acolo trebuie parcare, domnule, funcțională. Și atunci ei au venit în luna decembrie cu altă propunere. Nu, domnule, știți ce? Facem aici, din intersecția Eugen Stamatie, până în capătul ăla facem platouă pieți. Eu revin la ceea ce vreau să vă spun, domnul Pintilie. Mi se pare total neconcurențial față de acei agenți economici care sunt de atât de ani de zile în piață, da? Care au chioșcurile pe platouă pieții, își plătesc chiriile. Repet, eu nu cred că cei care sunt în funcțiune sunt ținuți în ilegalitate. Domnule, deci, oamenii plătesc. Plătesc, corect. Deci, vreau să termin ideea. Vă rog, dar doamne ferește. Și vine cineva și spune așa, domnule, cei care au stat în fața acolo, în fața halei, unde se pune problema, da? Cei care au stat acolo au ocupat cum au vrut ei. Da, și voi sunteți așa mai... Deci, cei din piață care, băi, înduri frigul, condițiile inumane, îți mai vin și controle, îți mai vin și unul și altul, te chinui să-ți iei afacerea, că ai un angajat, că ai doi angajați, plătești chiria, da?
Dar celălalt care stă în față este favorizat și este cunoscut cine este acea și persoană. Și poziția mai bună și chirie mai corect. Și atunci de ce punem problema fals? Că de fapt de drept n-am știut sau n-am știut. Nu, dar stați să vedeți ce au spus. În ședința de Consiliul Local întreb, domnule, dar până la urmă cum vreți să faceți aici? Vreți să faceți parcare? Nu vreți să faceți parcare? Eu am avut un proiect în 2013. Deci am avut inițiativă locală, consilier local Pintilie Marius, am depus proiectul la primărie și am spus, domnule, eu cred că aici trebuie făcută parcare cu sens unic, că așa e normal. În față la o piață agroalimentară trebuie să ai o parcare, domnule, dacă vii la cumpărături. După care fiecare cetățean cumpără de unii vrea, că de aia e piață, că sunt mai mulți. Și ipoteza cu ISU mie mi se pare una falsă. Și ei spun, nu, domnule, stați-o leac, știți care e chestia? Avem noi un control de la ISU și ne-au spus că să mutăm chioșcurile care stau lângă hală, lângă pescărie. Și a zis, bine, domnule, acum cumva e logic, pentru că lângă o construcție, 6 metri de jur împrejur, n-ai voie să ai nimic. Așa e regula de la ISU. Și acolo sunt chioșcurile care sunt lipite de hală. Da? Și a zis, da, domnule, ok, aveți dreptate cumva, dar am zis, dați-mi și mie procesul verbal de la ISU să-l văd și eu. Sunt consilier local, îmi ceriți votul, da, bun, vreau să judec corect. Dați-mi și mie să văd procesul verbal de la ISU. Liniște, nimica. Niciun proces, știți, dar nu, că de fapt nu este un proces, că este o recomandare mai mult. Bun, domnule, vreți să vă autorizați piața? ISU? Vreți să vă faceți autorizația de incendiu pentru toată piața, da? Bun. Chemați-mă unul care se pricepe cu ștampilă, cu tot ce este, cu un inginer, cu școală. Lăsați-l să ducă în piața acolo și spui, domnule, vină cu un proiect, uite, ai terenurile astea aici, vină cu un proiect și spune ce avem de făcut. Și ăla să vină și să spună în Consiliul Local, mai trebuie o bucățică de teren, acolo, dincolo, pe acolo intrăm, pe acolo ieșim, astea sunt distanțele care trebuie să le lăsăm pentru că așa ne ceri legea și noi Consiliul Local după aia o să votăm în consecință, doar ce o să fac, o să mă opun eu la un proiect de autorizare. Dar cum să faci așa ceva? Dar eu nu pot să-mi iau răspunderea asta să nu votez o autorizație de incendiu în piață. Doamne ferește, se întâmplă ceva. Dar să vedem un proiect, să vedem o gândire logică. Așa vine cineva, nu știți, facem noi, dăm mai încolo, așa facem în partea elaltă. Și le-am spus, domnule, nu este bun ceea ce propuneți voi. Deci nu este bun. Mai mult decât atât, am spus, uitați, chioșcurile de lângă pescărie, le mutați pe, în față, pe Eugen Stamate acolo, astea 20 de, sunt 20 de metri de chioșcuri. Am măsurat la pas, că am fost în piață. Da, dacă trebuia să votez, m-am dus să văd, domnule, se poate, nu se poate. Am dat cu pasul, le-am măsurat, am zis, domnule, 20 de metri, dincolo cât e liber? 30. Ei și le muți dincolo. Da? Aici mai este al doilea rând de chioșcuri, îl retragi, îl dai mai aproape de hala de lactate, vii cu ruleta, vezi că ai 6 metri și ai rezolvat problema. De ce trebuie să creez tensiunea asta în piață între comercianți acolo? Înainte de ședința de Consiliul Local, au venit comercianțe. Ați văzut? Da, au venit. M-au strigat, domnul Pintilii, ce faci? Da, uite, am venit. Na, eu sunt toată ziua printre ei acolo. N-am nicio problemă să stau de vorbă cu ei. Și le-am spus, băi, oameni buni, asta este propunerea care o fac eu. Al chioșcului de acolo li mutați dincolo, astea se retrag încă un pic aici, toată lumea în cap, în piață, nu e niciun fel de problemă. Știți ce au reclamat ei? Domnule, dar nu știe nimeni nimic, domnule, nu ne spune nimeni nimic. Exact ce a spus dumneavoastră la început. Domnule, dar pe noi nu ne întreabă nimeni? Păi nu, mie mi s-ar fi părut corect când s-a discutat despre proiectul pentru Piața Vale și pentru Piața Deal, să ai o consultare, pe de o parte, cu clienții care vin la piață, cu cei care sunt în piață, care au activități acolo, corect. Să-ți dai seama de un circuit. Cum ar trebui să arate? Corect. Eu știu, și nu este niciun secret, fostul viceprimar, actualul deputat Vasile Axinti, a insistat pe un proiect care era asemănător cu cel de la Vaslui, care este foarte bine structurat și organizat. Dar nu vrea nimeni să-l pună în aplicare. S-a apelat la o altă măsură. Dar eu cred că principalii vectori de informații pentru administrația locală și pentru proiectanți ar trebui să fie, pe de o parte, clienții și cei care sunt agenții economici din piață. Pentru că de acolo îți dai seama, măi, cine mai face comerț în piață? Cât sunt producătorii agricoli? Cât sunt cei care vând alte produse? Cât sunt cei care sunt interesați de altfel de acte de comerț? La Iași am văzut, s-au distribuit pliante făcute de primăria Iași în care scriau cum vreți să arate piața. 1, 2, 3, 10 întrebări.
le-au distribuit și către cetățeni care le depuneau la punctele de cartier din primării, ale primăriei. Bineînțeles, și agenții economice au fost consultați. Viziunea, normal, că aparține în final unui specialist. Da? Nu o să fie 100%, nu o să avem feedback-ul pe care l-am cules din rândul cetățenilor și a agenților economici, dar avem o soluție constructivă. Nu, în niciun caz, aia nu se poate numi piață în vale care blochează accesul copiilor către stadionul de sport și... Haideți să vă spun. Deci la noi știți cum e viziunea? Cum s-au eliberat de acolo zonele alea din fața halei, da? A început fiecare să pună un pic de presiune și să bată în ușă mai tare la primărie și probabil cu așa vine presiunea și viziunea. Înțelegeți? Vine viziunea în urma presiunii. Probabil cineva acolo a fost, cum să vă spun eu, dezavantajat și a început să calce mai des o leacă prin primărie pe acolo să preseze, hai domne, hai și gata, da? Nu funcționează așa lucrurile. Acum trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că nu se poate într-o intersecție din inima orașului, domnule, dar într-o intersecție din inima orașului, să ai chioșcuri din astea de 100 de ani cu întins acolo în față, cu... Trebuie să avem un comerț civilizat, trebuie să avem un pic de... Nu comerț, adică comerțul se face la locul lui, da? Faci piața în zona pieții, leși intersecțiile libere, domnule. Dar nu se poate. Un pic de arhitectură, un pic de reguli de astea. Adică, ce ne faci? Ne transformăm într-un ce? Și dacă te duci într-o comună, pe lângă Pașcani, pe aici, tot vezi așa niște străzi drepte, mai vezi niște intersecții aerisite, să te uiți în stânga, în dreapta, să vezi niște parcări. Da? Vedem orașele de pe lângă noi. Vă interesează ca să fie parcare pentru restaurantul dumneavoastră? Dom'le, da. Deci, pe mine mă interesează să fie parcare pentru toată lumea. Pentru că la mine... Nu, că ați fost acuzat, că de fapt da, votul nostru a fost de a bloca... PSD-ul. Nu, nu, n-am spus cine. Vă spun eu. Deci ideea e lansată în spațiu public. Așa au făcut și înainte, în campanie electorală. Mergeau cei de la PSD în piață și lansau tot felul de zvonuri. Că Pintilie vrea să facă, că Pintilie vrea să vă închidă. Eu le-am spus la toți comercianții de acolo, am spus, băi, oameni buni, eu la magazin, dacă n-ar fi piața, încasez jumătate. Ei îmi fac mie vadul la magazin acolo. Piața aia îmi face mie vad. Eu am tot interesul ca piața aia de acolo să fie o chestie extraordinară. Pentru că la fiecare dată când vor veni pășcănenii să cumpere din piață, da? Bine, omul va alege, nu stau la rând, că mă duc domne, în altă parte. Asta e ca la mall. De ce la mall funcționează toate lucrurile și toată lumea vinde și toată lumea este mulțumită? Pentru că acolo este un loc frumos, curat, aerisit, cu parcare, da? Unde găsești de toate. Eu nu pot să vând toate produsele din lumea asta. N-am cum să le vând. Magazinul meu este relativ mic acolo. Da? Eu nu am legume proaspete, nu am murături, nu am găini, nu am ouă proaspete, nu am legume de-alea de primă calitate, de exemplu, cum au mulți producători de lângă Pașcani. Da? Deci eu am tot interesul ca piața aia să fie cât mai frumoasă și cât mai dezvoltată și cu cât mai mulți clienți, să vină un milion de clienți în piața aia, că mie o să fie și mai bine. Și ei au priceput că sunt comercianți, că știu și ei ce înseamnă să faci un vad. Deci eu am tot interesul acolo, acea zonă să arate cât mai bine. Dar acea parcare pe care eu am propus-o din 2013, deci n-am cum să spun că nu vreau parcare acolo, acea parcare va fi pentru toată lumea. Și știți cum trebuie să arate? În felul următor, intri pe Eugen Stamate, de unde sunt puși acum de la colțul unde este chioșcul de ziare, ar trebui să ai parcare și pe dreapta și pe stânga. Și în sens unic, ai parcat, când vrei să pleci, ieși pe lângă magazinul de carne, pe lângă farmacia veterinară. Deci asta este viziunea mea acolo, am să fac și o schiță și am să vin public cu ea să o prezint. Eu nu mă feresc să spun că acolo trebuie o parcare. Pentru toată zona de acolo, pentru toate spațiile comerciale, inclusiv al meu, dar pentru toată lumea și în special pentru piață, pentru că dacă piața nu o să aibă o parcare, vânzările din piață pentru acei comerciani vor scade. Pentru dar nu o parcare, nu o parcare ca în vale. Nu o parcare de... ca în vale ocupată cu băieți care vând din mașină. Nu, haideți că adică să înțeleagă lumea. Și agenții economici trebuie să înțeleagă că trebuie să facă un efort. Nu, o parcare pentru clienți, pentru că dacă tu nu-i oferi clientului astăzi parcare sau niște facilități de astea de comerț civilizat, toate multinaționalele care sunt în Pașcani și au făcut magazine mari,
au parcare, domnule. Și la fel este valabil, să știți, și pentru piața din Vale. Am discutat cu comercianții de acolo și le-am spus, oameni buni, deci e un dezavantaj care și-l creează singur. Așa, exact. Deci dacă voi ar trebui să faceți presiune și să spuneți, domnule, parcarea aia din fața pieței din Vale, de acolo trebuie să fie pentru clienții noștri. Pentru că altfel omul știe ce zice. Zice, păi, aș vrea să-mi cumpăr și eu ceva. Da, mă duc în Vale, în piață, da. Dar unii se parchez acolo când mă învârt de 200 de ori și nu găsesc niciun loc de parcare. Da, bun. Hai să mă duc eu leacă la magazinul respectiv sau la magazinul respectiv. Că am și parcare, e și cald și frumos înăuntru, mă plimb o leacă cu căriciorul. De ce trebuie să stau eu să mă chinui să găsesc parcare, să mai stau și cu ciolofanele prin cap? Da, am văzut pe rețelele de socializare în aceste zile foarte multe comentarii ale pășcănilor și au spus, domnule, că în ambele piețe din oraș se impune organizarea comerțului să fie cu adevărat civilizat, să avem și noi o hală cu două etaje, să nu stai în frig, să nu vină comerciantul să stea în frig să-ți vândă produsul, să le iei congelat sau să le iei sub o anumită formă. Trebuie să se întâmple ceva și mi se pare pompos ceea ce și-a propus, cel puțin în programul electoral. Dacă ați văzut, există, domnul primar a spus că estimează investiții de aproape 90 de miliarde de lei în piața din Vale, e sumă colosală. E colosal ceea ce s-a propus atunci. Dar dacă se va merge în continuare pe un comerț de genul celor pe care îl vedem astăzi, că, sau nu au voie agenții economici să își aprovizioneze spațiile între orele 5 altă și... Altă regulă, domnule. Altă extraordinar. Regulă. Deci eu nu știu, oamenii ăștia cred că n-au făcut, nu știu... Acum, Dumitru Pantazi este totuși un om de business, de afaceri. Eu nu cred că, cum să vă spun, el a citit regulamentul de la piață. Eu cred că l-a făcut altcineva și l-a pus ca inițiator. Încerc să o s-o contactez pe doamna viceprimar, poate ne ajutați dumneavoastră cu un punct de vedere. Vă rog. Săruna. Vă sunteți în direct. Vreți să ne răspundeți la câteva întrebări? Da, rapid. Da, sunteți în direct la emisiune. Da, nu sunt într-o stat în care pot să răspund în acest moment. Sunt la 80. Bine, o să revenim mâine, da? Dar dacă pot rapid, pot fi să te bună și-o spui. Nu, deci nu vreau să forțez limita, vreau câteva răspunsuri vis-a-vis de situația... Vă încercați de... mâine, vă rog, da? Să rog eu. Da, bine, mulțumim. Da, doamna, mi se pare era într-o situație... Înțelegem, poate era, cu adevărat. Nu comentez. Uman nu se poate, da. Asta da. Bun, asta am vrut să spun. Ceea ce închei, cu ceea ce vreau să închei în această seară, este strict referitor la acea consultare a agenților economice. A avut loc, a fost în dezbatere publică pe site-ul primăriei, un proiect cu piața din Vale, înțeleg, s-a supus discuției acel regulament, nu proiectul inițial, dar nu avem o formă care să fie, spun eu, din ceea ce am văzut și în alte localități din țară, cu o dezbatere cu agenții economici, cu cetățenii, să fie identificate niște soluții clare și proiectele pe care administrația locală le pune în, pe masa Consiliului Local să fie cunoscute chiar de cei care sunt direct vizați de măsurile care urmează să fie puse în aplicare. Am avut o inițiativă în acest sens în 2016 în campanie electorală. Am fost și am dat niște invitații către toți agenții comerciali din Preanța din Vale. Pentru că erau probleme atunci și sunt la fel și acum aceleași probleme. Și mă așteptam totuși să vină câțiva oameni să spună. Deci n-a venit niciunul, domnule. Încă la Pașcani, din păcate, și eu îi înțeleg pe acei comercianți, nu-i judec. Îi înțeleg. Domnule, știi cum zicea? E, dar nici nu erau... Dacă se supără pe mine și nu mai prelungește contractul. Cu toate că le-a votat Consiliul Local anul trecut prelungirea contractelor, ca să stea liniștiți. Că așa era și normal. Până ce nu vii cu un proiect de piață nou, o, te apuci acum să-i dai afară, să-i faci acolo. Menții starea de fapt care este. Dar n-a venit nimeni. N-a venit nimeni, pentru că există încă teama asta, știi, că, domnule, dacă se răzbună pe mine, dacă mă dă afară, dacă face. Trăim încă în Republica Pașcani, știți cum era pe vremuri. Mă vede rățoi. Nu vreau să... Nu susțin acest punct de vedere cu Republica Pașcani. Aș vrea să cred că am trecut etapa aceasta și chiar dacă avem foarte, foarte multe încă probleme de pus la punct, dar măcar oamenii trebuie să capete încrederea că nu li se poate întâmpla nimic dacă își cer drepturile așa cum este corect. Asta zic și eu. Ei ar trebui să înțeleagă totuși că trăim în democrație, au niște drepturi până la urma urmei, ar trebui să fie liberi, să-și prind punctul de vedere.
Da, n-au vrut să poate să se asocieze cu mine atunci când i-am invitat eu. Spunea, domnule, știți, dacă mă vede cu Pintilie, eu zic că l-am votat pe Pintilie. Era o chestie neapărat să nu, dar omul trebuie să se asocieze în general cu problema pe care o are, să-și susțină cauza. Corect, asta, da. Asocierea lor acolo, ei ar trebui să lupte mai mult pentru drepturile pe care le au. Acum, eu știu și situația din deal, din piață și din vale. Deci există o lipsă de reguli, credeți-mă. Există o lipsă de autoritate în piețe acolo. E haos complet. Actualul administrator, a avut dreptate colegul meu, domnul Bodoașcă, în Consiliul Local, când ne-a spus, domnule, ar trebui să schimb meseria care are. Nu stăpânește deloc piața, nu stăpânește. Fiecare face ce vrea acolo. Nu știu financiar ce se întâmplă, credeți-mă. Deci nu știu financiar, poate ar trebui să, nu știu, să facem mai mult și noi, să mergem, să-i controlăm cumva. Eu știu dacă se poate, dacă ne permite legea. Suntem consilieri local totuși, sunt în subordinea Consiliului Local. Ar trebui să fie. Dar credeți-mă, un aspect așa, o părere, când vine cineva din afară și se uită în piață, în deal și în piață, în vale, zice, mă băieți, dar voi aici... Ați rămas în urmă, măi, sunteți cu 50 de ani în urmă. Poate nu e o lipsă de autoritate a celui care conduce. Uitați, eu am auzit niște variante, pot acum să dau 100% că este adevărat, dar am auzit niște variante că imediat ce s-a început ridicarea celor construcții din piața din deal, au început să sune telefoanele pe la primărie. Păi, presiuni, viziuni în urma presiunilor. Deci, cât este oare autoritatea șefului? Am înțeles, dar șeful de la piață acolo n-ar putea să le spună, mă băieți, măi, puneți o leacă aici, aliniate lucrurile astea, lăsați un culoar de acces, uitați, trasez pe jos niște linii, domnule, nu puneți aici, hai dincolo, hai să facem o leacă civilizată, o leacă de gospodăreală, domnule, acolo. Haideți să vă ajut o leacă, dă o leacă țoalele alea care sunt, dă o leacă, hai să dau un pic cu var, hai să repar o tonetă, hai să par un pic că, domnule, parcă e îngrijit, parcă e gospodărit o leacă, e făcut ceva acolo. Deci suntem ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnule. Da, ne oprim aici. Mulțumesc, domnule Pintilie. Mulțumesc și eu. Reamintesc faptul că am transmis invitația astăzi celor din PSD și domnului primar și doamnei viceprimar. Doamna viceprimar, ați auzit-o, adineaori, are un eveniment nefericit. Domnul primar nu a răspuns apelurilor telefonice, nici invitației, nici consilierii din PSD. Mulțumesc pentru atenția acordată. O seară bună!